Să fie Dumnezeu care și în această dimineață, după o săptămână de alergare,
ne-a dat această binecuvântare să fim în casa Lui. Spunea psalmistul că sunt ferice de cei ce sunt în casa Ta, Doamne, că ei tot mai pot să Te laude. Fiecare am venit dintre noi cu mai multe motive, fiecare avem motive diferite, dar într-o împrejurare spunea Domnul Iisus ucenicilor, mi-am dorit mult să petrec timpul cu voi, să stau la masă cu voi. Și unul dintre lucrurile pe care aș vrea să ni le reamintim în această dimineață este că Domnul Iisus, care zidește biserica, dorește mult să stea la părtășie cu noi, cu mine și cu dumneavoastră. Într-o altă prejurare spunea Domnul Iisus, s-a uitat la gloatele care erau și spunea, mi-este milă de gloatele acestea, că iată de 3 zile așteaptă lângă mine și n-au ce să mănânce. Nu vrea să le dau drumul flămânzi, ca nu cumva să leșine de foame pe drum. Avem prezența Domnului Iisus între noi în această dimineață, avem mila Lui care vrea să ne sature, vrea să ne binecuvânteze în această dimineață. Domnul Iisus vrea să ne găsească în dimineața aceasta oriunde suntem. Și într-o împrejurare spunea Ioan în Apocalipsa, spunea Domnul Iisus, iată că eu stau la ușă și bat. Domnul Iisus bate în această dimineață și vrea să aibă părtășie cu noi. Și își dorește mult ca să aibă părtășie cu fiecare dintre noi. Dar depinde cum răspundem la această invitație. Apostolul Epistolei către Evrei spune la un moment dat, spune în capitolul 4, versetul 15, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul lui Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Iată că avem pe de-o parte prezența Domnului Iisus Hristos, mila Lui, oferta Lui pentru noi, dar pe cealaltă parte Dumnezeu ne cere responsabilitate și spune, eu bat la ușă și stau la ușă și bat și voi trebuie să vă apropiați de scaunul de domnie, de scaunul din pe care l-am citit, scaunul Harului. Frați și surori, avem în această dimineață preotul, un mare preot care este în cer, avem în această dimineață jertfa care s-a dat pentru noi. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul. Avem în această dimineață Iisus Hristos care vrea să aibă părtășie cu noi. De aceea doresc în rugăciunea aceasta să cerem Domnului să ne dea o atitudine de închinare reală, autentică. Să spunem, Doamne, am venit la închinare în această dimineață, dar vreau să mă duc schimbat, adică vreau să mă întâlnesc cu Tine. Eu nu știu care e nevoia dumneavoastră, dar spune că pentru nevoie avem nevoie de Harul lui Dumnezeu. Eu nu știu care e criza dumneavoastră în această dimineață, dar știu că Harul lui Dumnezeu și prezența Domnului Iisus Hristos în această dimineață vrea să ne facă să avem trecere înaintea lui Dumnezeu. Deci haideți să lăsăm toate lucrurile, îngrijorările, crizele vieții, gândurile de acasă și să stăm, să batem la poarta Harului. Și să spunem, Doamne Iisuse, îți mulțumim că ești aici cu noi, dar te rog ajută-ne și dă-ne o inimă cu care să putem să stăm în prezența Ta. O inimă cu care să-ți mulțumim, o inimă cu care să cerem iertare în această dimineață, o inimă cu care să ne uităm în jurul, în inima noastră, niște ochi cu care să ne uităm în inima noastră. Haideți cu aceste gânduri să cerem prezența Domnului în viața noastră pentru dimineața aceasta și Dumnezeu care este credincios să binecuvânteze cuvintele noastre, rugăciunea noastră și nevoile pentru care ne vom ruga astăzi. Dumnezeu să fie slăvit. Ne rugăm așa cum stăm cu toții.
Vă rog să ocupați locurile. Suntem aici pentru că n-am găsit cuvintele vieții veșnice în altă parte decât în prezența Domnului Iisus Hristos. Și haideți că în această dimineață, în continuare, să fim sensibili la Duhul Sfânt, la Cuvântul lui Dumnezeu, să avem o întâlnire personală cu Dumnezeu toți astăzi în locul acesta. Doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze musafirii care sunt astăzi între noi, doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze grupul de laudă care va cânta și lucrarea corului, doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze astăzi pe cei de la școala duminicală care nu sunt cu noi și copiii noștri care sunt acolo și Dumnezeu să conducă lucrarea din locul acesta prin Duhul Sfânt astăzi. Amin. Cântăm o cântare împreună. Să fie Domnul nostru. Vă rog să deschideți Biblia la Psalmul 32, începând cu versetul 1, scrie: ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit, ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta păsa asupra mea,
mi se usca vlaga cum se uscă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Vă întreb, frați și surori, oare de ce a crezut David că era așa de important ca să-și ceară iertare pentru păcatele lui și de fapt să fie iertat pentru păcatul lui? Este clar că acest lucru era de mare importanță pentru David. Scrie aici în versetul 3 că gemea necurmat cât timp a tăcut. Este evident că tăcerea aceasta l-a frământat foarte mult pe David. Și vă întreb atunci, oare de ce este mare importanță pentru creștinul să-și ceară iertare pentru păcatul lui și să fie iertat pentru păcatul lui? Răspunsul se găsește în Apocalipsa, capitolul 22, cu versetul 14. Scrie, ferice de cei ce își spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. Deci aici scrie că numai cei ce își spală haina au drept la pomul vieții și au drept să intre prin porțul raiului, prin porții raiului în cetatea a lui Dumnezeu. Deci cei care nu își spală haina n-au acest drept. Mai un lucru aici scrie cei ce își spală haina. Deci nu scrie cei ce așteaptă pe Dumnezeu sau Iisus Hristos să le spele haina sau cei ce așteaptă pe un frate sau soră să-i spele haina, ci cei ce își spală haina. Asta înseamnă că noi înșine trebuie să ne spălăm haina în sângele lui Iisus Hristos. Atunci, cum ne spălăm haina? În versetul 5 din Psalmul 32, David scrie că David și-a mărturisit fără de legea și a fost iertat de păcatul lui. Apoi, în 1 Ioan, capitolul 1 cu versetul 9, ne scrie, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Deci, foarte ușor, aici ne arată, foarte simplu, trebuie doar să ne mărturisim păcatele noastre și atunci Dumnezeu este drept ca să ne ierte păcatele noastre și să ne curețe de orice păcat, mic sau mare. Frați și surori, vă rog să ne rugăm și ca noi toți să ne mărturisim păcatele în dimineața aceasta la Dumnezeu și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ierte păcatele noastre. Și apoi, vă rog să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea puterea să credem cu adevărat că păcatele noastre sunt iertate. Vă rog să ne rugăm pe aplicați pe genunchi. Amin.
Vă rog să ocupați locurile și mai cântăm o cântare. Aceasta aș dori să o facem pentru tineretul bisericii. Am să-mi citesc din cărțile lui Timotei. Ambele cărți lui Timotei au fost, de fapt, scrise de Pavel către Timotei, să-l învețe cum să păstorească peste biserica din Efes și cum să fie un ucenic adevărat al lui Dumnezeu. Iată ce îi scrie Pavel la Timotei în 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 22. Aici scrie,
Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Deci dacă Pavel a cerut acest lucru de la Timotei, care deja păstorea peste biserica din Efes în timpul când a fost scrisă această scrisoare, și asta înseamnă, este o mare treabă, înseamnă că Timotei era adâncit în cuvântul lui Dumnezeu și deja era maturizat în Iisus Hristos și în învățătura lui. Și dacă atunci Pavel a cerut acest lucru de la Timotei, cu cât mai mult se cere acest lucru de la noi tineri, care suntem doar noi în Iisus Hristos și dorim să fim folosiți de El. Apoi, în 1 Timotei, capitolul 4, cu versetul 12, scrie: nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Deci aici Pavel îi spune la Timotei cum să se comporte și să fie un exemplu în biserică. Altfel s-ar putea să fie disprețuit de alții. Dragi tineri, vă pun întrebarea aceasta: ce este mai bine? Să fim doar o lumină numai în biserică și apoi pe când ieșim să ne stingem și atunci credincioșia și pocăința noastră este pusă la întrebare? Sau să fim lumini întotdeauna în biserică și în viețile noastre afară din biserică și să fim exemple? Dumnezeu vrea ca noi tineri să fim lumini pentru El, să fim ucenici adevărați ai Lui și să lucrăm pentru El. Au trecut aproape 2000 de ani de când au fost scrise cărțile a lui Timotei și de atunci cultura și modul de viață s-a schimbat, dar Biblia nu se schimbă niciodată. Condițiile și învățătura care i-a dat-o Pavel la Timotei se aplică și la noi tineret în ziua de azi. Aș dori ca să ne rugăm pentru tineret, pentru tot tineretul, eu inclusiv, ca Dumnezeu să ne dea puterea să rămânem aproape de El și să fugim de poftele tinereții. Și doresc să ne rugăm ca Dumnezeu să ne facă lumini și pilde în viețile noastre, în biserică și în lumea aceasta, să fim pilde și să fim lucrători pentru El. Vă rog, frate și soror, să ne rugăm stând în picioare pentru acest lucru. Amin.
Vă rog să ocupați locurile și mai cântăm o cântare. Câteva versete din 2 Corinteni, capitolul 5, de la versetul 15. Și El a murit pentru noi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși, acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El, prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Ca adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în seamă socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Amin. Frați și surori, se apropie Crăciunul. Și rugăciunea mea și îndemnul acesta vreau să fie o provocare pentru noi, pentru Crăciun. Dacă v-aș întreba de ce a venit Iisus în lume, sunt multe motive. Și Apostolul Pavel spune aici că Hristos a venit în lume și a murit pentru ca noi să nu mai trăim pentru noi înșine. Și lucrul acesta trebuie să se vadă în relația cu oamenii de afară. Apoi Pavel spune, acum nu mai cunoaștem pe Dumnezeu în felul acesta. Și dacă nu-L mai cunoaștem pe Dumnezeu în felul acesta, nici nu mai sărbătorim Crăciunul ca și oamenii de afară. Pentru că Dumnezeu ne-a încredințat slujba împăcării. Voi sunteți lumina lumii, spunea Domnul Iisus. Accentul cade pe noi.
Mi-aduc aminte că undeva prin 1840, dacă nu greșesc, a fost un om pe nume William Booth. Omul acesta a fost fondatorul Armatei Salvării, Salvation Army. Și omul acesta pe vremea aceea avea reprezentați în peste 50 de țări. Și de Crăciun în anul acela a vrut să trimită o telegramă la toți reprezentanții lui. Și a trimis o scrisoare în care le-a urat ceva de Crăciun și a trimis secretara sau pe cineva la poștă să pună acea telegramă. Și a dus acolo și spunea femeia de acolo, sorry, nu pot, zice, nu-ți ajung banii. Am mers înapoi la William și l-a întrebat, ce să fac, uite? Păi zice, du-te și întreabă, câte cuvinte pot să trimit la colegii mei de Crăciun? Și s-a dus înapoi persoana la poștă și a venit și zice, a spus persoana de acolo că un singur cuvânt. Și a stat William și s-a gândit și a zis, un singur cuvânt. Nadas, alții. Pentru că William am înțeles, pentru că Crăciunul este în timp în care trebuie să ne gândim la alții. Crăciunul și când Domnul Iisus a venit pe pământ și s-a întrupat Dumnezeu pe pământ, a venit pentru că l-a adorat de alții, pentru alții, pentru noi. Și spiritul acesta și convingerea asta trebuie să avem și noi creștinii, frați și surori. Spunea Domnul Iisus, spunea psalmistul că Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. V-ați întrebat unde l-ați putea întâlni pe Dumnezeu de Crăciun? V-ați întrebat unde l-ați putea întâlni pe Domnul Iisus de Crăciun? Vă citesc câteva versete din Matei 24. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la temerea lumii. Versetul 34 din 24. Când am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit la mine. Acolo îl găsim pe Domnul Iisus. Domnul Iisus se identifică cu cei flămânzi, cu cei loviți, cu cei în spital, el acolo-i. Și dacă vrei să ai pe Hristos de sărbători în casa ta, îți dau o sugestie. Uite-te în biserică și uite-te la familiile care n-au pe nimeni. Uite-te la văduve, la văduvi, la orfani. Uite-te în cartierul tău la omul, românul nepocăit, care sărbătorește Crăciunul poate de 20 de ani, de 30 de ani singur, că copiii l-au lăsat. Știți, noi ne-am format așa un obicei, o cultură, că suntem deja câteva familii mari, eu nu mă număr cu familia mea, suntem mai puțin, adică al socru, dar sunt alții care aveți familii mai mari. Și ne întâlnim de Crăciun toți cu jinerii, cu nurorile, cu nepoții și avem o atmosferă faină, așa e? Și de cele mai multe ori se aruncă o grămadă de mâncare. Și de cele mai multe ori, la masa noastră de Crăciun, nu este văduva, nu este orfanul, nu este românul nepocăit. De cele mai multe ori de Crăciun nici măcar nu mergem cu o farfurie de prăjitură la vecinul să-i spui, uite, eu sărbătoresc nașterea lui Iisus Hristos și îți ofer și-ți o farfurie de prăjituri. Și să avem un zâmbet pe față. Asta e provocarea pentru noi. Știți că cele mai grele rugăciuni este acelea când trebuie să ne rugăm pentru noi? Când spui, Doamne, schimbă-mă. Și aș vrea ca în rugăciunea aceasta să-i spunem, Doamne, schimbă-ne inima. Fă-ne, Doamne, să nu mai trăim pentru noi înșine, ci să trăim pentru împărăția Ta. Fă, Doamne, ca anul acesta de Crăciun, persoana, românul acela pe care îl cunosc, că e în cartier cu mine de nu știu câți ani și pe care niciodată nu l-am chemat de Crăciun la biserică. Fă, Doamne, că și dăm puterea ca să mă duc la el și îmi pune în agenda mea, mă duc și îl chem la biserică. Fă, Doamne, ca de Crăciunul acesta văduva și orfanul și familia aia care vin din România și n-are nici socri, n-are nici părinți, n-are nici verișor, n-are nici frați, n-are pe nimeni. Fă, Doamne, să mai pun încă două scaune la masa mea, ca și familia aceea care e singură să se simtă parte. Aceasta ne cheamă Dumnezeu. Crăciunul este un timp în care Dumnezeu s-a gândit la alții, la noi, și Crăciunul este un timp în care noi trebuie să ne gândim la alții. Haideți să ne ridicăm pe picioare și doresc ca Dumnezeu să ne dea putere, frați și surori, și nu numai să ne rugăm aici. De mâine puneți-vă pe agenda cel puțin o persoană să o ducem la biserică și să ne rugăm ca predicatorul care va predica de Crăciun să aibă un mesaj relevant pentru ca oamenii care vor veni nemântuiți în locul acesta să fie schimbați, slăviți să fie numele Lui. Ne rugăm în scopul acesta cu toții Domnului. Amin.
Rămânem pe picioare. Avem și un bilet pentru mulțumire pe care vreau să-l citesc în această dimineață de la sora Magda Todea. Spunea dânsa: mi se bucură inima în Domnul, puterea mea a fost înălțată de Domnul, căci mă bucur de ajutorul Lui. Nimeni nu este sfânt ca Domnul, nu e al Dumnezeu decât tine. Nu este stânc așa ca Dumnezeul nostru. Mulțumesc și eu Domnului că a fost de partea mea prin această încercare. Numai El s-a îndurat de mine. Apoi mulțumesc și altora care au fost părtași prin rugăciunile lor la nevoia mea. Domnul să vă răsplătească tuturor. Slavă Domnului pentru că e așa de bun cu noi. Amin. Avem și bucurie, avem și biruință, slăvit să fie Domnul, care s-a îndurat de sora Magda și de mulți dintre noi. Aș vrea să rămânem în picioare și să mai facem o singură rugăciune. În rugăciunea aceasta să ne rugăm pentru familiile bisericii, familia Kish, Darius și Anca, familia Kish, Avram și Magda și toată familia lor și pentru sora Kish, Cornelia. Să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze familia lor, nevoile lor, orice gen ar fi, materiale, fizice, emoționale, spirituale, Dumnezeu să le binecuvânteze și să facă ca aceste familii de acest Crăciun să fie o binecuvântare pentru noi și pentru alții și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și doresc să mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta și să rugăm ca El să ne conducă astăzi prin Duhul Său ce Sfânt să ne schimbe, să mergem din locul acesta schimbați cu o atitudine de nouă, cu o mulțumire nouă, cu o perspectivă nouă. Ne rugăm așa cum suntem Domnului. Rămânem ridicați pe picioare, cântăm o cântare și programul va continua prin frații care fac lucrarea mai departe. Dumnezeu să fie binecuvântat! Yeah.
solul celui necurat, Dumnezeu e tăria mea. Când armatele de Duhul cerul l-au întunecat, Dumnezeu e tăria mea. Când tot i-a dus în picioare, pregătit pentru război, și simt că sufletul se scoate prin sucursa grea. Mă aplec în rugăciune și aștept ajutorul slavei, Dumnezeu e tăria mea. Și pe pământ Dumnezeu e tăria mea. Tot ce în lume se întâmplă este scris și în cuvânt, Dumnezeu e tăria mea. Încercarea când e mare și se pare că mă îngroapă, întunericul negru și nu mai pot vedea, plec și fruntea și genunchii, dar înalt spre cerul Duhul, Dumnezeu e scăparea mea. Este bunătatea ta, Dumnezeule. La umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost, se satură de belșugul casei tale și adăpi din șivoiul desfătărilor tale. Căci la tine este izvorul vieții și prin lumina ta vedem lumina. Întinde-ți și mai departe bunătatea ta peste cei ce te cunosc și dreptatea peste cei cu inima neprihănită. Amin. Binecuvântăm pe Dumnezeul nostru în prezența căruia suntem și în dimineața aceasta, în casa căruia suntem și în dimineața aceasta. Dumnezeul nostru care merită să fie slăvit, iată câteva motive care îl determină pe psalmist să se bucure în prezența lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, și spunea el, aici găsim bunătatea Domnului, cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule! Aici avem ocazia să medităm cât de bun a fost Domnul cu noi în săptămâna care a trecut, nu numai în săptămâna care a trecut, în toată viața noastră. Pentru că dacă ne uităm, nu vedem altceva decât bunătatea lui Dumnezeu care s-a arătat față de noi. Ba mai mult, spunea cântarea că atunci când este încercarea grea și nu găsim soluții, spunea psalmistul că soluția este la Dumnezeu. La umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost. De aceea suntem aici. Și nu numai aici, în orice circunstanță a vieții, alergăm la El, pentru că El pentru noi este un adăpost. Ba mai mult, în locul acesta ne săturăm de hrană de la Dumnezeu, îi saturi cu belșugul casei tale și îi adăpi din șivoiul desfătărilor tale. Aici găsim pâine vie pentru suflet și găsim apă vie pentru suflet. Binecuvântăm pe Dumnezeu pentru aceasta, ba mai mult decât atât, într-o lume întunecată, prin lumina Lui vedem lumina. Cât de bun este Dumnezeu! Și psalmistul încheie, Doamne, și mai departe trebuie să recunoaștem dependența noastră de Tine.
Și mai departe, avem nevoie de ajutorul tău. De aceea, întinde-ți și mai departe bunătatea ta peste cei ce te cunosc. Haideți să-L binecuvântăm în rugăciunile noastre, să-L lăudăm, să recunoaștem cât de mare este bunătatea Lui și totodată să recunoaștem dependența noastră de El, că și în momentele care urmează, fie cântare, fie rugăciune, fie propovăduirea Evangheliei, ba mai mult, în toate acestea, să cerem ajutorul lui Dumnezeu în împlinirea acestor lucruri care le învățăm și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ne rugăm împreună toți, cerând binecuvântarea Domnului. Amin. Vă invit cu respect să reocupăm locurile. Iată-ne din nou în dimineața aceasta înaintea lui Dumnezeu și în prezența Lui. Considerăm un har ori de câte ori suntem în prezența lui Dumnezeu și dorim ca aici, în prezența Lui, El să toarne peste noi pace, îndurare și în inimile noastre dragostea Lui, așa cum o promite El. Vă spunem tuturor, bine ați venit la casa Domnului. În mod deosebit dorim să salutăm în mijlocul nostru, pentru prima dată, familia Purcar, fratele Iosif și sora Mariana. Domnul să-i binecuvinteze, vă rugăm să vă ridicați în picioare, să vă cunoască frații, dânsii sunt pentru prima dată printre noi. Fratele Iosif slujește la o biserică în Springfield, Missouri, în America, în Statele Unite, vizitează Australia și în ocazia aceasta n-a ocolit Perthul. Domnul să-i binecuvinteze și timpul puțin care îl petrec împreună cu noi. Când zic puțin, este vorba doar de astăzi și mâine. Mâine seară se vor reîntoarce la Brisbane. Dar această perioadă scurtă, Domnul să-i binecuvinteze să se simtă bine printre noi. Să simtă că și aici, în celălalt capăt de lume, Dumnezeu lucrează, e tot al Domnului și acest petec de pământ, dacă îl numim așa, ca oricare altul pretutindeni în lumea întreagă. Dumnezeu este Domn și Stăpân și aici. Amin. El binecuvintează și aici și mântuirea Lui a ajuns și până aici. De aceea îi mulțumim Domnului și dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și timpul acesta care îl petrece împreună cu noi, să-i folosească Domnul în slujire pentru noi, pentru Biserica Lui, pentru trupul lui Hristos. Domnul să-i binecuvinteze!
Totodată și fratele Vasile Onicaș împreună cu sora Tina s-au reîntors din România. Domnul să vă binecuvinteze și mulțumim Domnului care v-a ocrotit în călătoria care ați făcut-o și v-ați reîntors cu bine. Probabil cred că aveți și salut, Domnul să vă binecuvinteze și să aduceți salutul care frații vi l-au încredințat. Avem pe sora Elisabeta care a rămas, care a absentat dintre noi o perioadă mai îndelungată. Dar mulțumim Domnului că în dimineața aceasta este împreună cu noi, chiar dacă se plânge încă de genunchi, problema artritei, probleme de sănătate, acum în dimineața aceasta este împreună cu noi și mulțumim Domnului. Ne rugăm în continuare ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea sănătate deplină, să vă puteți bucura și de anii aceștia înaintați și Dumnezeu să vă dea bucurie și sănătate în ei. Continuăm, sigur, să lăudăm pe Domnul pentru bunătatea Lui, așa cum spunea psalmistul, și credem că și în dimineața aceasta am putea trece în palmaresul nostru multe din îndurările Domnului care le-a arătat față de noi și pentru care suntem datori să ne aducem recunoștința noastră. Așa că prin cântările noastre de laudă vom lăuda pe Domnul, toți împreună vom slăvi pe Domnul împreună cu grupul de laudă și în acest timp dăruim Domnului darurile noastre de bunăvoie din dimineața aceasta. Apoi, corul bisericii va slăvi pe Domnul cântând. După care și fratele Iosif și Mariana slăvesc pe Domnul. Domnul să-i binecuvinteze. Și dacă fratele Vasile are salut din România, după cântarea fraților, să aducă salutul dânsului. Domnul să-i binecuvinteze pe toți. Veșnicii.
Câteodată sunt ochi, câteodată sunt gură, câteodată înțeleg când privesc în Scriptură. Câteodată s-auzi sau călcâi de picior, câteodată-s oiță rătăcind de păstor. Oiță rătăcind de singur Tu ești, Iisuse, iubire, ești cuvântul ce aduce trăire, ești păstorul ce cauți cu dor, biete oi rătăcind de păstor. Singur Tu ești, Iisuse, iubire, ești cuvântul ce aduce trăire, ești păstorul ce cauți cu dor, biete oi rătăcind de păstor. Uneori cred că totul e să poți fi ceva, uneori cred că totul e să poți asculta, uneori cred că totul e veșnic etern, uneori cred că totul a fost ziua de ieri. Cred că totul a fost ziua de ieri, însă totul e numai Iisus, e cuvântul ce parte l-ai spus, jertfa lui la calvar este tot, fără el să trăiesc eu nu pot. Însă totul e numai Iisus, e cuvântul ce împarte l-ai spus, jertfa lui la calvar este tot, fără el să trăiesc eu nu pot. Totdeauna e bine să știi cine ești, totdeauna e bine să știi ce rodești, totdeauna e bine să știi că ești om, totdeauna să știi că Iisus este tot, să știi că Iisus este tot. În Iisus este pace îndeajuns, El e mielul pe cruce străpuns, este singurul mijlocitor, este pace-n de-ajuns. El e mielul pe cruce străpuns, este singurul mijlocitor, este singurul pace și mă bucur să fiu acasă, chiar mă bucur să fiu acasă, cu toate că și în vacanță e bine, și în concediu e bine, cum se zice pe românește, dar acasă e cel mai bine. Am fost în câteva biserici, probabil 3, nu prea multe, pentru că am stat mult în același loc și toți frații care au știut despre venirea noastră acasă au spus harul și pacea Domnului să fie cu voi toți. Am fost invitat la convenția pastorală de la, uite acum nu vine, la stațiunea Sovata. Într-adevăr, un loc foarte plăcut și ca natură, dar
Imaginați-vă când 400 de oameni al lui Dumnezeu, că consider că numai oamenii lui Dumnezeu au fost toți, probabil că dacă n-ai fi un om al lui Dumnezeu, n-ai putea fi un păstor, că mai devreme sau mai târziu te dă jos cineva. Imaginați-vă când acești oameni au început să înalțe rugăciuni către cer, într-adevăr s-a ridicat cerul sau s-a coborât cerul pe pământ. A fost plăcut. Păstorul, conducătorul cultului pentecostal, Moise Ardelean, a transmis salutări în mod special pentru fratele Beni și fratele Dumitru. Eu pare rău că n-ați fost niciunul acolo. Au fost frați mulți și din America, din alte țări din Europa și au oferit invitația ca anul viitor să mergeți și dumneavoastră. Nu vă va părea rău, e un loc foarte bine, ați vedea foarte multe lucruri pozitive de la care avem de învățat și cred că avem nevoie de oameni cu învățătură, oameni învățați și s-ar putea face un efort ca să participați și dumneavoastră la anul, dacă Dumnezeu vă va ajuta. Au fost și momente care nu sunt chiar așa de plăcute, dar în general a fost un concediu frumos, un loc plăcut să fie acasă, zăpadă și toate alea. Dar e atâta durere când vezi oameni nemântuiți. Am fost în comună unde e soția mea, e o comună foarte mare, și când vezi tu acolo că nu este un singur creștin român, sunt doar 9 țigani credincioși. E o durere mare care m-a deranjat mult de tot și m-am rugat Domnului să mă ajute să facem ceva despre asta și sper ca Dumnezeu să mă ajute în viitor. Sunt sate mici unde sunt 50 de case și sunt 20 de creștini, dar să fie un sat de 10.000 de oameni, să nu fie un pocăit, un lucru foarte, foarte greu de crezut, că și ei sunt români de-a noștri și nu sunt marginea lumii, sunt în centrul țării, Doamne, nu vine să cred că nu s-a găsit cineva să fie o lumină acolo și regret atât de mult că am 3-4 ani acolo și n-am fost o lumină pentru ei, am fost o lumină în alte lucruri, în alte scopuri și nu a fost bine. Și acum îmi pare rău, dar sper că Dumnezeu să ne ajute la aceasta. De la Rebrișoara am stat cel mai mult și cuscul meu și biserica de acolo v-a transmis un verset de la 1 Cronici 15 cu versetul 58. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică, la care și eu adaug și zic, Domnul să vă binecuvânteze pe toți, să ne umple de dragoste, să căutăm întotdeauna să ne uităm la ce este bun în faptele altora, că este cu neputință să nu greșim unii altora, este cu neputință când predici să nu greșești, dar întotdeauna să ne ajute Dumnezeu să ne uităm după ce este pozitiv și să luăm ce este bun, ce e rău să lăsăm să ia cine vrea să ia rău, dar noi, ca și creștini, să încercăm să iubim mai mult, să iertăm mai mult și să ne uităm numai după lucrurile pozitive în tot ceea ce fac alții. Și noi, la rândul nostru, să încercăm să facem doar ce este bun. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin. Mulțumim, Domnul să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră care ați fost mesagerul și pe cei ce ne-au transmis saluturile. În ocazia aproximă posibilă, salutații din partea noastră și Domnul să-i binecuvinteze. Spunem un bun venit și surorilor din Brisbane, sora Maria și Elizabeth Gergel, Domnul să vă binecuvinteze. Bine ați venit la noi, acum sunteți parte cu noi, cel puțin prin alianță, prin rude, Domnul să vă binecuvinteze și să slăviți pe Domnul cu o cântare, iar dacă aveți un salut, aduceți-l și acela. După cântarea surorilor, din nou corul slăvește pe Domnul cântând, apoi ne pregătim să ascultăm cuvântul Domnului și Dumnezeu să pregătească inimile noastre a tuturor pentru ca acest cuvânt să fie de folos pentru noi. Amin.
every moment of my wandering never changes what you see. I've tried to win this war, I confess. My hands are weary, I need your rest. Mighty warrior, king of the fight, no matter what I face, you're by my side. When you don't move the mountains, I'm needing you to
Vă invit să ne ridicăm în picioare și Domnul să binecuvinteze pe fratele păstor Iosif Purcar, care va citi mesajul Evangheliei, urmând apoi din acest mesaj să vorbească în numele Domnului.